directorul Teatrului Mihai Eminescu. De aproape ce? V-ați dorit nespus? Sigur că da. Este o încununare a unei vieți de gazetar. Este un moment de vârf al carierei, fără îndoială. Este o obligație, fiind botoșenean, este un gest de prețuire al comunității față de activitatea anterioară și, în același timp, o mare răspundere, să spunem, pentru starea unui municipiu, a unei comunități, al cărei brand este tocmai cultura. Vis de Artist este o asociație care, iată, a împlinit 5 ani de activitate, care a făcut mult mai vizibil conceptul de voluntar pentru cultură, o asociație extrem de vizibilă, extrem de prezentă și care, iată, a scos la iveală talente incontestabile, de o foarte mare valoare. Este o asociație care realmente a animat viața culturală a municipiului, desigur, într-un anumit segment. Sunteți mulțumit de efortul depus de copiii asociației? Sigur că da, deși mereu rămâne loc de mai bine, nu pot să spui că totul este foarte bine în orice moment, dar mereu se ivesc talente, altele trec, să spunem așa, la categoria superioară a seniorilor, între ale muzicii ușoare, să spunem îndeoseb, dar și a teatrului și altor segmente de viață culturală. Vis de Artist rămânând mereu receptiv, mereu proaspăt, mereu predispus să o ia de la capăt cu alte și alte generații. Cum vi s-au părut piesele de teatru? Ați fost impresionat? Ați înțeles ce vreau să exprime actorii? Desigur, bună seara. Desigur, trupa de teatru antic a colegiului Laurian și-a dat consistența activității tocmai prin prezența pe scena Teatrului Eminescu. Am încurajat întotdeauna activitatea tinerilor. În clipa în care eu am venit director și o trupă la Teatrul Eminescu și o trupă de copii a școlii numărul 14, mai exact, mergea la un festival de teatru în limba franceză la Dej, dar venea fără să fi văzut vreodată cum arată o scenă. Mi s-a părut ca o situație anormală, i-am primit pe copii să repete în scenă, să vadă, să se familiarizeze cu acest spațiu, pentru că, repet, aici unde, iată, în acest an se împlinesc 100 de ani de când au început demersurile pentru construirea unui teatru, în același timp în Botoșan sunt 175 de ani de teatru în limba română, deci tradiții cu totul deosebite, mi s-a părut nefiresc faptul că o trupă de copii nu văzuse realmente cum arată o scenă. Atunci i-am primit, au repetat, colegii mei s-au supărat, colegii mei actori, spun, s-au supărat puțin pe mine pentru acel gest, dar încet, încet vreau să cred că am făcut o atmosferă în care tinerii și-au locul lor, avem un festival al tinerilor, a ajuns la al liceenilor, a ajuns la a cincea ediție, pășesc pe scenă, țin ușa deschisă a teatrului pentru toți tinerii. Ce este vorba în acel festival? Festivalul liceenilor aduc creații ale copiilor care îndrăgesc teatru, are cel puțin două aspecte. Pe de o parte se pun în evidență, ies la iveală, să spunem, copiii talentați, pe de altă parte se formează spectatorii viitori, avizați ai actului teatral, spectatorii de mâine și, sigur, și planuri pentru alte evenimente organizate de Teatrul Mihai Eminescu? Sigur că da, în 3 septembrie va începe stagiunea următoare, 2012-2013. Sigur că avem stabilite exact spectacolele care vor fi montate. Avem în toamnă, ca să nu mă depărtez, în toamnă o nouă ediție a zilelor Teatrului Mihai Eminescu, o sărbătoare care continuă, de fapt, alte inițiative de acest fel, care marchează începutul unei stagiuni, unde vom avea invitați chiar și din Italia, pentru că înspre finalul stagiunii trecute am fost la Veneția cu un spectacol de muzică și poezie Eminescu, doar Eminescu, și care a fost foarte bine primit acolo, drept care comunitatea de acolo ne-a promis că va fi prezentă și la sărbătoarea noastră cu un
cor al comunității de acolo, cu totul și cu totul deosebit, cu muzică de pe toate meridianele lumii. Și doar acest întreg atunci când funcționează, iar prin intermediul dumneavoastră vreau să cred că spectatorii vor fi mai alături de noi. Mulțumesc eu foarte mult! N-aveți fel de succes!